Echipa doctorului Claudiu Ciolan, AFC Mușelul Câmp Lung Elit, locul 8 la finalul sezonului trecut în seria 4 din Liga a 3-a și a schimbat numele în Asociația Fotbal Club Câmpul Lung Mușel 2022. Astfel, avându-l pe banca tehnică pe Costin Lazar, AFC Câmpul Lung Mușel a disputat în această dimineață un prim meci amical întâlnind în baza constructorul Mob Expert din capitală pe Rapid București locul 5 la finalul sezonului trecut în Superliga. Giuleștenii s-au impus la pascor 7-1 la pauză 4-0, golul formației noastre fiind marcat în debutul reprizei secunde de unul dintre jucătorii veniți în probe. Conform informației de pe pagina de Facebook a clubului mușcelean, echipa noastră urmează să dispute al doilea amical al acestei veri, sâmbătă, împotriva formației din Superliga Dinamo București. Meciul se va juca de la ora 11:30 pe stadionul din Snagov.